aleargă. Eu, tată, deja mare am crescut, dar primul pas, cel din copilărie, tată, către tine l-am făcut. Îți mulțumesc că datorită ție eu astăzi trec prin viață mai ușor, și pentru cale tale sfaturi m-au ajutat să-mi fac. Domnul Ioan, noi, la cei mai frumoși oameni, la cei mai bravi oameni, venim din draga dimineață să le ridicăm dispoziția și să le spunem că sunteți, să vă spunem că sunteți niște oameni minunați, extraordinari. Și noi venim cu această inimă mare să vă aducem cele mai calde și sincere felicitări din partea unor persoane dragi care vă iubesc, vă apreciază și vă doresc tot binele din lume. Și am vrea să vă întrebăm, știți cumva cine ne-a trimis la dumneavoastră? Da, mă, îmi dau eu seama cine. Ia spuneți-ne și nouă. Și ginele și cu fata. Așa. Ginesc cu Steaua. Exact. Și pe lângă ei mai sunt nepoței. Nepoții. Exact. Da, unde? Și i-ați ghicit din prima. Din câte știți, ei nu pot veni, dar noi mergem în locul lor pentru a le felicita oamenii dragi, pentru a felicita acest om frumos și a-i aduce câteva daruri și pentru a-i face ziua mai bună. V-am făcut-o? Da. Și uitați-vă, pentru dumneavoastră avem aici un tort, o surpriză dulce, ca și dumneavoastră. Și mai avem aici o sticluță de șampanie pentru tortul dumneavoastră dulce. Și pentru dumneavoastră mai avem așa, dacă nu poate să stea într-o parte. Bine, noi mai avem pentru dumneavoastră un mesaj de felicitare, dar după câte vedeți deja a venit jumătate. Nu a avut răbdare. Da, picii, ia că s-a ies. Iubite tată, scump părinte, astăzi este momentul potrivit să-ți mulțumim pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci pentru noi. Noi îți mulțumim pentru copilăria fericită pe care ne-o oferi și pentru că ne-ai dat toate lucrurile pe care ni le-am dorit vreodată în viață. Ne simțim binecuvântați că te avem ca tată. Îți mulțumim pentru fiecare îmbrățișare caldă oferită și fiecare zâmbet care ne-a fost transformat cu adevărat să fim oameni puternici și frumoși. De ziua ta îți dorim multă sănătate și multe, multe zile înainte de la bunul Dumnezeu. Fie ca grijile să te ocolească și împreună să ne bucurăm de surprizele frumoase pe care mi le pregătește viața. Primește în dar această inimă mare ca semn de mulțumire și recunoștință pentru tot ce ai făcut pentru noi. Un sincer, mare, călduros, la mulți ani! La mulți ani, domnul Ioan! Să fiți mereu așa cu zâmbetul pe buze și să aveți parte doar de surprize frumoase, așa cum a fost și asta de azi. Mulțumim. Așa este. Mulțumim. Da, e mai mare surpriză n-am avut. V-a plăcut cadoul? Da, tare. 4 deodată. Ați văzut, cu o inimă mare vin și multe cadouri plăcute. Da. La mulți ani și mereu să fiți fericit pentru că meritați. Aveți o scumpă soție alături care vă susține mereu. Și aveți și niște copii minunați pe care i-ați educat frumos și vor să vă facă viața mai frumoasă.
Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos. Cât timp aveți de când sunteți soția dumnealui? 30 de ani. O, vârstă da, frumoasă, mulți ani! Tot luna asta. Păi ce frumos! Pe 2 mai împlin 30 de ani. Frumos! Cum au trecut 30 de ani? Da, știți cum, așa, repede. Când și ghine, când și rău, dar o trecut, chiar mă gândim, zic, repede. Dacă sunteți și acum așa un cuplu frumos, cu așa copii frumoși, înseamnă că ați avut o viață frumoasă? Da. Mulțumim de ceea ce ne dă Domnul, mulțumim, iată. Parcă avem o presimțire, eu îi spuneam lui, zic, nu știu ce, știți cum inima de mamă tot timpul simte. Simte mama. Și parcă mă și întrebam, când veniți la anul? Dănuța. Dar eu parcă ceva simțeam, totuși. Ce le spunem noi acestor copii minuneți? Și să cum aș fi sănătoși, mă mulțumesc mult din suflet. Cum zici la moldoveni, viața e tot cu goturi, cu obstacole, dar trebuie de înfruntat acelea. De mers înainte, de trăit viața. În primul rând îi doresc sănătate, mulți ani înainte, să-și vadă nepoții. Tata ți-a rămas să-i zdrunși ca bunielul cum o zdrunșina pe mine. Și pot să-i mai doresc să fii puternic. Asta e principalul, să fii puternic, să trăiască până la adânci bătrâneți împreună cu mama și unul pentru altul, cot la cot, mână la mână și bucurii cât mai mult din partea copilului și nepotului. Asta e și mie principalul în viață. Din câte se vede, aveți o susținere enormă, extraordinară. Da, noi să ne susținem unul pe altul pentru că cu acum 40 de la mână. Unul fără altul nu merg. Exact. În primul rând, să fii puternic, sănătos, dorințele care au vrut să îndeplinească și în continuare, o parte s-o îndeplinit și tot s-o ruga când, și ca... Și pe viitor să... poate... Eu să vin la noi, încolo, nu numai noi să vedem. Acum o să vă puteți strânge în brațe micuții pe care nu i-ați strâns și care vroiau să fie strânși, vroiau să-și simtă și ei bunii. Așa că, la mulți, mulți ani, fericire, mulțumesc, sănătate, multe împliniri mai departe, că vedem că aveți încă mult de împlinit. Da, hai să-și corect.